În acest final de săptămână încep competițiile de fotbal pentru juniorii Academiei Stelei. Meciul de debut al echipei de tineret, la care vor evolua și fotbaliști de la prima echipă, va fi împotriva celor de la Rapid, duminică de la ora 12 în Ghencea. Steaua București este repartizată în Liga de tineret și a elitelor sub 17 ani în seria de Est. O ligă de tineret nouă. Suntem curioși cum va arăta acest campionat. Cred că mult peste nivelul ligii de tineret Under 19 de anul trecut, pentru că sunt jucători care vin și de la echipa mare, deci până la 20-21 de ani. Asta va ridica nivelul competiției și cu siguranță că nu poate să fie decât benefic pentru jucători. Antrenorii din Academia Stelei, împreună cu directorul tehnic George Ograru, fost fotbalist la Ajax, au fost în urmă cu o săptămână în vizită la Amsterdam, acolo unde și are sediul unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Cu siguranță că am rămas impresionat atât eu cât și colegii mei. A fost o perioadă care pe noi ne-a putut dezvolta un pic din punct de vedere profesional. Au fost 4 zile în care noi am putut să vedem un club care face lucrurile nu întâmplător, toate lucrurile sunt puse bine la punct. O echipă întreagă lucrează la proiectul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult faptul că nimic nu este acolo întâmplător și totul se întâmplă după un plan bine stabilit și viziunea lor care este aceea de a crea și de a forma fotbaliști care să facă diferența la nivel de Champions League. În primul și primul rând gândesc pozitiv, gândesc tot timpul că sunt cei mai buni, ceea ce și nouă ne trebuie lucrul acesta. Am mai observat, primul lucru la ei este încep cu I believe. Asta este clar și trebuie să și noi să începem cu I believe. Au fost 4 zile în care am descoperit structura lor, am descoperit infrastructura lor, am descoperit cei 3 piloni pe care se bazează academia lor și eu spun că și noi putem să facem același lucru. Ne propunem ca și anul viitor să avem un schimb de experiență. Ei și-au arătat deschiderea către noi să vină și aici și să continuăm ceea ce am început anul acesta. Este o legătură pe care o construim, care nu știu, poate prin prisma mea există de mai dinainte, dar vrem să fie cât mai strânsă, pentru că nu avem decât de câștigat.